Salutare, dragi prieteni, și bine m-am găsit la primul clip cu, sau mai degrabă, despre FC25. Și nu, încă nu s-a lansat jocul, cel puțin nu în momentul în care trag eu clipul ăsta. E vorba de un pitch note, e vorba de un articol, informații importante, schimbări mari la FC25 și o să trecem imediat prin ele. E un articol în engleză, evident că eu o să traduc părțile importante în română pentru cine nu știe engleză. Sigur, clipul e valabil și pentru cine știe engleză, dar nu a apucat să citească articolul. O să las totuși un link în descriere dacă vreți să-l răsfoiți așa mai în amănunt. Hai să dăm drumul la treabă. Înainte de asta, nu uita să apăsați butonașul de like, subscribe dacă nu ați făcut-o, cu clopoțel cu tot pentru notificări, și nu uitați că aveți link-uri în descriere la tot ce înseamnă social media. Urmează niște giveaway-uri importante, zic eu, pe toate platformele mele sociale, deci o să facem și pe Insta, o să facem și pe TikTok, o să facem, cred că și pe, și pe X, pe Twitter, o copie de la FC25 pe YouTube și după aia ceva produse de la Genius, așa că da, stați aproape. Bun, EA Sports, FC25, Football Ultimate Team, Launch Update. Articolul e scris pe data de 16, eu cred că o să postez pe 17, 18, nu știu exact, vedem cum editez. Gordon, da, care e un Product Manager at EA Sports FC, și hai să vedem despre ce e vorba. Dăm așa pe repede înainte, Early Access. Da? Deci, întrebarea mare, importantă, în perioada asta, și așteptarea e mare pentru nouul joc, când putem să intrăm în FC25? Bun, Companion și Web App Launch, lansarea Companion și Web App. Web App o să fie lansat pe data de 19 septembrie, la o zi distanță o să fie lansat și Companion. Un refresh la ce aveți acum pe telefon, o să vină un update pentru cine are deja Companion instalat. Pentru cine nu are Companion, atenție, e vorba de telefon, recomand de foarte mulți ani. Eu, sincer, jumătate din grindul pe care l-am făcut, grindul pe partea de pack-uri, l-am făcut mai mult de jumătate, deci fără nicio caterincă, l-am făcut de pe companie, de pe telefon, pentru că ai acces tot timpul, pe când la consolă nu, așa că recomand. Companie pe data de 20. Jucătorii care revin în joc, jucătorii care au jucat FC24, o să primească a little something extra, ceva extra, da, pentru returning users. Nu știu exact ce, probabil niște pack-uri, poate ceva XP, nu știu exact, dar primim ceva, dacă nu ai contul nou. Dacă vorbim de aceeași cont. Ok, Early Access Launch, pentru cine a făcut pre-order la Ultimate Edition, la FC25, ok, practic avem acces la miezul nopții, pe data de 20, între joi și vineri, da? Joi noaptea, pe data de 20, între joi și vineri, ei zic 7 BST, local time, ok, local time nu e chiar așa. De fapt, e și nu. Eu am contul pe UK, iar dacă în momentul de față stau în România, eu să am acces la 2 dimineața. Ca să aveți la miezul nopții, trebuie să aveți cont pe România. Dar undeva între miezul nopții și 2 dimineața o să avem acces. World Wide Launch, pentru PC avem și un trial de 10 ore. World Wide Launch, pentru cei care joacă varianta standard, nu și-au permis sau nu și-au luat încă jocul, să-și ia, mă rog, varianta Ultimate, accesul full o să fie pe data de 27 septembrie. Ok, un kickstart la început, avem un Team of the Week 1, Rush Objective, obiectivele Rush, Player of the Month, un SBC, probabil cel mai important SBC pentru început, să vedem cum ne combinăm cu fodderul, pentru că o să fie greu, evoluții speciale, după aia Multur, Squad Foundation și ceva puncte la FC Season. Season 1 Total Rush. Partea asta de articol e destul de lungă, ca să fiu sincer, așa că o să punctez cei mai important. Dacă vreți să intrați în detaliu, link în descriere la articol. Și da, FC25 vrea să aducă season-ul, care e ceva specific la Ultimate Team și în afara Ultimate Team-ului, tu career mode și clubs, cu premii
da, în funcție de progresul pe care îl face și la career mode și la clubs, un lucru bun pentru cine joacă carieră. Pentru cine nu joacă, pentru cine joacă doar Ultimate Team, nu știu ce să zic, sper să fie la comun, adică face anumite obiective la carieră la clubs și se pune și la Ultimate Team. Chiar sper asta. Bun, pentru Ultimate Team o să fie familiar. În plus o să avem rewards specifice pentru career mode și club. Da, înainte să intrăm în detalii, eu zic să intrăm în detalii. Ok, practic zic așa, nu vor să oblige un jucător, pentru că suntem diferiți și jucăm în modul diferit, așa e, unii offline, unii online, unii boostează mai mult squad battles-ul. Alții preferă Rivals-ul, unii nu joacă deloc Weekend League, să nu-și bate capul. Pentru mine e undeva la mijloc. Cred că trebuie să joci peste tot, dacă ai timp. Un mix e important. Cam bata Pampiu, sincer, cu Total Rush-ul ăsta. Ok, o să avem la early levels premii pentru club și cariere, pentru Ultimate Team o să avem la toate nivelele. Practic ei zic că nu te obligă să joci la diferite modalități, adică o să joci only de prefer mod, modalitatea preferată. Acum nu știu ce să zic, sincer, pe mine mă interesează partea de Ultimate, sper să nu fiu obligat să mă duc să joc carieră, să știu eu, doar pentru a desbloca ceva XP. Apropo de XP, nu o să mai fie XP, o să se cheme diferit SP, da? Aceea situație, season points, da, season points pe care o să le câștigăm la Ultimate Team Career și club. Și avem aici niște poze. Aici nu știu ce să zic. Joci 5 meciuri, dar văd aici complete an agent objective. Agent objective cred că e la carieră, nu? Da, la carieră. Ok. Păi și atunci ca să fac cele două SP-uri, XP-uri, 200, scuze, da, season points, deci sunt obligat într-un fel să mă duc la carieră. Cam așa o să arate premiile la Total Rush Season 1. Avem aici Vanity și după aia pecuri și probabil mai încolo ceva jucători. Pe 11 octombrie o să avem o campanie, probabil prima campanie, cred că o să fie prima campanie, da? Total Rush Campaign. Ok, și o să aducă împreună style și skills să deblocheze noi combinații. Style și skills, mă interesează pe cum mă interesează jucători. Sezonul întâi 6 săptămâni și după 6 săptămâni putem să facem o progresie către Total Rush quarter. Văd niște jucători aici din aceeași ligă, din MLS. Ok. Bla bla bla, un concept nou, World Tour, Pania pentru primul sezon. Și o să avem probabil diferite obiective la One Nation Live Friendly. Da, Spania, obiective în fiecare săptămână cu La Liga, Liga F și jucători spanioli. Cred că o să fie în prima săptămână, nu știu, o să fie în primul sezon, scuze. O să fie Spania, probabil că o să urmeze Franța, Italia, Germania and so on. Asta nu e un lucru rău, pentru că dacă știi din timp poți să faci ceva investiții, mai faci ceva bănuți acolo. Trebuie să ne uităm și la partea asta de trade. Ok, important, Squad Foundation Player o să dea un plus 2 la League Chemistry față de plus 1. Bun, deci până la urmă e implementat la Ultimate Team. Ok, ei. Modern Reward Changes. Schimbări la modalitate de joc și la premii. Și cred că trebuia să cobrăm din prima aici. Mamă, m-a nebunit de cap partea aia cu Season 1 oraș. Multă gargară, mult mai importantă partea asta de articol. Și da, o să fie ceva. Schimbări Unique Mod Identities. Da, premii unice în funcție de modalitatea de joc. Play at your level, să joci la nivelul tău, vor să se asigure că jucătorii vor găsi mai constant jocuri la același nivel. Ok, sunt confuz, păi nu așa a fost și anul trecut. Aveai anumite obiective la friendlies, dacă erai în divizia 1, nu zădea jucători din divizia 1? Era diferit? Sunt puțin confuz, dar mi se pare normal să joci la același nivel. Rewards Elite Play, ești premiat în funcție de nivelul la care te afli, e normal. Te ești mai bun, premiile trebuie să fie mai importante, deși când deschizi e totul random și da, de multe ori un rang 1 ia premii mai mici decât un rang 5, spre exemplu. Connecting Rewards, premiile sunt practic legate direct cu ce se întâmplă la Ultimate Team. Și ajungem la ce ne interesează, la Champions, la Weekend League. La Weekend League. Ok. Da.
zic ei așa, că au reflectat la ce s-a întâmplat anul trecut și consideră că accesul la Weekend League, la Champions Final, e prea ușor, prea facil pentru jucătorii lower skill players, pentru jucătorii mai low la skill, pentru jucătorii mai casual sau sub casual. Așa că au făcut ceva schimbări. Schimbările pornesc de la Champions Playoff. Și avem așa, ok, deci doar 5 meciuri, nu mai sunt 10 meciuri, înainte erau 4 din 10, sunt 5 meciuri și ca să te califici la weekend trebuie să câștigi 3 din 5. O să fie puțin mai greu, da, pentru casual gamer. Bun, ceva mai ușor pentru cine e high skiller, ok, și ceva mai greu pentru cine e casual gamer. Da, doar că au boostat de la 10 meciuri, pe 10 intrări pe season avem 18. Ok. Acum o să zic părerea mea. În mare parte o știți, pentru cine nu știe, e simplu. Jocul ăsta nu e free-to-play. E un joc pe care noi îl plătim. În momentul în care plătești un produs, că nu specifică nimeni acolo, plătești, dai 100 de euro pe joc și ai acces doar la 1%. Dacă vrei la 100%, scoate bani. Nu e așa. În mod normal trebuie să ai acces la tot ce înseamnă content. Fie că e pe partea de grind, de pack-uri, de SBC-uri, dar și pe partea de gameplay, da, modalități de joc. Nu mi se pare normal să împiedici jucătorii casual să ajungă la Weekend League. Ok, ajung la Weekend League, nu reușesc să fac 9 win-uri. Ok, le dai premii în funcție de nivelul la care se află. Eu cred că o să fie scandal legat de treaba asta și probabil că o să fie ceva schimbări. Fie ridic aici play-off-ul, numărul la play-off, fie o să vedem la un moment dat, nu știu, un loc de cât suntem, 3 din 5, o să vedem un 3 din 6 sau 3 din 7, ceva de genul ăsta. Da, pe mine personal nu mă deranjează, sincer, nu mă deranjează, în același timp mi se pare corect. Nu, dacă plătești un produs, lasă frate să joace lumea cât știe el, cât poate el, la nivelul la care se află. Să joace peste tot. Vedem. Finals. Weekend League-ul. Scopul schimbării e să transforme competiția în high-stakes competiție, mai high level, puțin mai grea și da, într-adevăr, jucătorii care sunt average skill sau mai low de skill nu o să aibă acces, înseamnă că Weekend League-ul o să fie mai greu. Pan ce trece, da? Ridică nivelul competiției și ridicând nivelul competiției, ridică și premiile. Așa ne dau aici un exemplu, 200.000, spre exemplu, asta e pentru Ring 1, da? 200.000 cu 85-10 player sau nice, 84-10. Vezi icon, asta e interesant, au reintrodus iconurile în premii, 89 and so on. Bun, și ceva premii unice cu exclusivități, pentru că Ring 1, spre exemplu, invincible, flex pentru 1 și 3 and so on, ok. Și hai să vedem puțin cam care e diferența, cam care e schimbarea față de anul. Pe lângă play-off, avem doar 15 meciuri, da? Nu mai avem 20, doar 15 meciuri. Sincer, pe mine mă coafează treaba asta. Less mean more, mai puține meciuri de jucat. Dacă ai timp, le-ai dat gata într-o zi. Și hai să luăm invers, da? 15 rank 10, 2 win-uri, 9, 4 win-uri. E pe partea de puncta 6, 1, 7, 1, 9, 1, 8, 1, 9, 10, 1, ok. Și premiile diferă în funcție de nivelul la care te afli. Deci, practic, un rank 5, da, și cred că majoritatea casual-or, da, casual gamer-ilor ajungeau undeva la 11 la rank 5 anul trecut. Cu puțin boost către 14 win-uri era rank 4, pentru cine făcea 16 era rank 3, nu? Dar 16 deja era un jucător mai bun. Bă, rank 1, rank 1. Deci pentru cine e rank 5, cred că undeva la 9-10 win-uri, rank 4, rank 5. Ok, I take it. Puțin mai grea competiția, dar... Da, mi se pare fair. Și uite așa am ajuns și la Rivals. Și sunt ceva schimbări importante la Rivals. Știm asta pentru că în luna august a fost un articol Aslan, a vorbit despre schimbările de la FC25. Cea mai importantă, de fapt, se
întoarce oarecum la FC 20-21-22, avem relegation, avem retrogradările. Sincer, sunt fan, îmi place schimbarea asta. O să fie puțin mai greu, dar o să se așeze nivelul, skill-ul. Bă, acolo te afli și cu asta basta, deci dacă ți-ai luat 2-3 loseri, poți să retrogradezi, inclusiv în Elite Division, cred. Da, e o schimbare ok, e o schimbare fair. Ce nu mi se pare ok, mi se pare cam mult, dar, din nou, e doar părerea mea. Pentru premii trebuie să obții 5 victorii în loc de 3. Hai să zicem că e fair. În schimb, 15 în loc de 7 mi se pare cam mult. Mai mult decât dublu. What? 15 victorii? Mamă, dar cât trebuie să joci la Raiffeisen? Faza care e? Cred că 10 era mai fair, 5 cu 10 era mai fair. Probabil că mulți nu o să se ducă în lungul Liga Superioară și e mult mai ușor să faci 15 victorii, nu? La în divizia 3 sau 4 decât în Elite Division. Dar e pe partea de punctaj și asta îmi place. Îmi place pentru că practic ești premiat, câștigi puncte și dacă faci egal. Deci un punct bănuiesc și 3 puncte pentru victorie. Asta e un lucru bun, pentru că la FC 24, dacă făceai 2-3 egaluri, nu ajungeai nicăieri. Rămâneai acolo, pe când aici, da, cu 3 egaluri, practic 3 puncte. GG. Ceva premii aici, exemplu de premii, 75.000 de coins, 75 jucători rare, 85 plus, and so on. Bun, balance, 33 de categorie, bun. Hai să mergem și la squad battles, că avem ceva schimbări și aici. Și sunt schimbări care, din nou, îmi plac foarte, foarte mult. La începutul, nu prea merită squad battles-ul, însă la începutul jocului recomand, mai ales dacă ești pur mereu autoglorie, pentru că sunt pack-uri importante. La un moment dat și XP-ul, dacă vrei să te duci de level, probabil că să avem XP din nou și la squad battles, dar pack-urile alea, nu știu, la un Elite 1, spre exemplu, două pack-uri de 50.000, prima săptămână a jocului sunt aur curat. Și avem foarte puține meciuri. 14 meciuri în loc de 32, Sărmâna și Buda proste, deci mult mai puțin de jucat. Acum, probabil că pentru rang 1 o să fie ceva mai greu, o să fii obligat să joci mai mult la Legendary, o combinată între Legendary și World Class, dar da, îmi place și schimbarea asta de la Squad Battles, wow, mai puține meciuri, să facă 10, eventual. Și acum mergem și la Friendlies. Ok. Deci sunt ceva schimbări aici totuși. Deci în trecut la FC24 avea adversar în funcție de rangul de la Division Rivals. Ce ziceam mai înainte. Ei bine, acum o să fie diferit. O să fie ceva gen Weekend League. Da, o să ia în considerare win-urile și... ok. Bă, mi se pare fair. Nu o să mai ține cont de divizie. În același timp, dacă ești în Elite Division, poți să dai de jucători de divizia 8. Dar dacă se întâmplă asta, la 3 losers, spre exemplu, o să fie la minus 3 și o să echilibreze. Da, rămâne văzut cum e implementat, dar nu e ideea rea. Pentru că, într-adevăr, mulți nu boostau la Rivals, tocmai, mă, nici nu prea merita, da, la premiile care erau. Să fie mai ușor în momentul în care îți faci obiective, în momentul în care îți faci friendlies, dar eu nu zic că doar asta, ei consideră că ăsta e motivul pentru care nu boostau la Rivals. Eu cred că lumea nu boosta la Rivals și sunt jucători pro care nu-și băteau capul la Rivals, pentru că nu-i interesa partea de premii. Plus că nu avem milestone-ul ăla la final de sezon și atunci care e rost? Da, schimbări interesante, o să vedem exact în funcție de obiective dacă merge sau nu jucăm friendly. Hai să vorbim puțin și despre season points, dar de fapt ce să vorbim e aceeași chestie cu XP-ul și am ajuns pe repede înainte, hai că repede înainte, că e la evoluții. Evoluții, un add-on într-adevăr important, eu sunt fan, un add-on la FC24 și practic o să lucreze... Să avem acces mai ușor la anumit jucători, să fie mai facil să faci anumite evoluții, pentru că da, mai ales la începutul jocului, destul de complicat și mai ales pentru cine pur Man of the Glory, e bine contează jucătorul ăla de 86 pe care îl faci, pe care îl folosești 2-3 săptămâni la killing, e important. Da, schimbări astfel încât să fie mai ușoare evoluțiile, să ai
pool mai mare, mai mulți jucători care să intre la respectiva evoluție. Acum fiecare își face planul cum crede el de cuviință, fie folosește evoluțiile să dai boost la echipa principală, fie face evoluție la jucătorii preferați, nu știu, mă gândesc la echipa României, o echipa preferată, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City, Manchester, cine, Milan, and so on. Deci, practic, pulul mai mare, cu un bus, pe exemplu, aici nu o să, o să fie alte limitări, plus 10, spre exemplu, pe viteză, și aveți aici o grafică, dacă pornești de la 80, te duci la 90, pe când dacă ai de la 92, are deja 92 viteză, nu se duce, adică maximum e de 90, așa că trebuie să găsești calea de mijloc. Bun. Da, sper, nu văd aici, sincer, dar ce îmi doresc de la evoluții? Be reducing the normal evolution challenge, dar rucaia Champions League. Ok, deci nu o să fii obligat să joci la fel de multe meciuri la Champions League și Rivals, dar nu zic că elimină modalitatea aia, deci o să trebuiască să folosim jucători de la evoluție și la Champions League și Rivals, sau poate nu toți jucătorii o să aibă requestul ăsta. Ce îmi doresc? Îmi doresc să poți face din prima mai multe evoluții în același timp. Măcar două, cum a fost acum pe final. Da? Să putem face mai multe, pentru că e durere de cap. Icons, ceva iconuri noi prezentate aici. Am vorbit și pe live-urile trecute. Gareth Bale, armadine de masă. Giginio, probabil. Sper să fie cel mai bun in-game. Ok, avem și ceva heroes, produs pre-order standard unlock. Oh. Păi stai, ce? Career mode. Heroes, la fel ceva nu între Maicon Matuidi. Interesant, asta a fost un joc. Guti, din nou, ala Madrid. E Hazard, dar cred că o să fie de la Chelsea. Mi se pare fair să fie de la Chelsea, pentru că acolo a jucat adevăratul Hazard. Și ajungem la Average Transfer Market Price. Average Transfer Market Price e un new entry, e un nou add-on pe care Electronic Arts îl implementează. Ca să-ți faci o idee mai rapid asupra valorii echipei sau asupra valorii jucătorii pe care le ai la club, introduc Average Transfer Market Price. Practic direct pe jucător trebuie să dai stânga sau dreapta și o să-ți arate exact prețul jucătorului deasupra skill move-ului și weak foot-ului. Interesant, o să țină cont puțin și de feedback-ul comunității, și asta pentru că într-adevăr prețurile se modifică uneori de la minut la minut, adevărat, sau de la oră la oră, cam așa arată, da? Deci deasupra la weak și la skill. Rămâne de văzut, pentru că e greu să ții pasul. Dar dacă Footbin nu o face, de ce nu ar face ei? Deci poți să-ți faci o idee cât costă jucătorul în momentul ăla. E un add-on interesant. După aia mergem pe multiple version of players in the packs. Asta nu e noutate. Asta e o chestie care mie sincer nu mi-a plăcut. Dacă ai, spre exemplu, un event, ar trebui să fie strict jucătorul ăla în PEX. Ei cred că au băgat, au implementat treaba asta la FC24 să nu mai fie discuții. Foarte multe mail-uri primite, pentru că tu aveai un event, aveai un, nu știu, un team of the season și primeai varianta gold, să se spele pe mâini, dar stai, boss, că sunt toți în PEC-uri, adică nu-ți dăm înapoi nimic. Așa că da, dacă o să fie mai multe events, practic jucătorii din eventul ăla o să fie în PEC-uri. Dar totuși, there might be multiple, chiar dacă sunt mai multe versiuni al jucătorului respectiv, în momentul în care avem un event, jucătorul, varianta base, dacă e un jucător gold și el, spre exemplu, are o variantă Team of the Season, dar are și Team of the Week-ul sau altă variantă, varianta lui base, varianta gold, nu o să mai fie în pack-uri. Bă, asta mi se pare fair. Da? Deja un pas înainte față de anul trecut. Ok, deci avem mai multe variante a unui card, dar în momentul în care avem o campanie, varianta base, bronze, silver sau gold nu o să mai fie în pack-uri. Bravo. Așa da, mă! Așa da!
Bun, mergem pe club membership, ceea ce ne-a interesat, schimbările importante la Weekend League, qualifier, 5 din 5 meciuri la Weekend League, 15 win-uri la Rivals cu retrogradare și doar 14 meciuri la Squad Battles. Cred că asta ne-a interesat cel mai mult. Am vorbit despre asta, așa că mergem pe repede înainte. Club members, membership, scuze. Da, practic o să fii premiat dacă joci titluri consecutive de la lansare. E ceva diferit, deci club membership e un add-on pe lângă founders și pe lângă boost-ul ăla pe care l-a început de la ePlay, deși ePlay-ul ăla nu merită. Bun, founders începând de pe 1 noiembrie 2023, da, trebuia să joci pe FC24, ePlay, Series of Monthly Rewards, premii lunare, ca și până acum, Pre-Season Euro Rewards, o să fie în valabile de pe 10 octombrie. Ok, pentru cine a jucat European Journey, eu nu am jucat, practic o să ai un pack de 82x2, nu m-a prins, pe mine nu m-a prins, trebuie să recunosc, la FC25, Pre-Season, Journey, Ultimate, Bang, 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 Cheers, Gordon, and so on. Da, oameni frumoși, cam asta a fost, a durat puțin, am tăiat-o așa pe final și asta pentru că am trecut peste partea cea mai interesantă, schimbările cele mai importante. Mamă, lung articolul. Lung articolul, m-am lungit puțin, așa că scuze. Schimbări sunt, sper să fie implementate bine, pe scurt, la final. Schimbări importante la Weekend League, doar 5 meciuri la qualifier, ai nevoie de 3 win-uri, 15 meciuri la Weekend League, top pentru mine, da? Pentru mine top, mai puțin. În trecut erau 40. 40 erau, 15 mi se pare aur. Pentru cine nu are timp, amu, play-off-ul, aici cred că trebuie să lase acces puțin mai facil și pentru cei care sunt casual sau la început. 3 din, nu, 5 cu 15 la Rivals și doar 14 meciuri la Squad Battles. Bun, ceva schimbări la premiere. Hai să vedem. Sunt curios. Voi ce părere aveți? E de bine? E de rău? Oricum, cum e aia? Bucuroși le ducem toate de pace, de război.